Dragi prieteni, aș vrea să nu începem să ne vedem foarte des, pentru că o să spuneți că ce-i mult e mult. Aseară a fost o experiență foarte plăcută și pentru mine și bag de seamă că și pentru dumneavoastră. Am învățat câteva lucruri și am înțeles câteva lucruri după ediția de ieri, de ieri seară, și încă încerc să le diger, cum se spune, ca să dau cele mai bune decizii pentru ca să ne simțim bine în continuare. În primul rând, mi-a plăcut ideea pe care am auzit-o la mai mulți dintre voi, că a fost o poveste frumoasă și m-am gândit că ce poate fi mai accesibil decât o poveste frumoasă. Prin urmare, cred că o să continuăm, sigur nu cu foarte frecvent, dar fiind acum în apropierea Marii Sărbători de Rosh Hashana și apoi de Yom Kippur, vom avea aceste ediții, să spunem, studiu și de meditație. Aș fi vrut să vă mai împărtășesc câteva din, să spunem, părerile voastre, dar poate că e bine să mai lăsăm puțin timp să treacă, deși timp a tot trecut și până la urmă nu timpul este cel care ar trebui să ne dicteze viața. Adică viața ar trebui să meargă pentru că timpul oricum trece. Spuneam când am început și de ce am început aseară, era și Rosh Chodesh, era și o zi dedicată femei, era și prima zi de Elul, care este ultima lună din anul din calendarul evreiesc. Când spunem Elul, spunem introspecție. Când spunem introspecție, spunem întoarcere către noi înșine, ca să vedem ce am făcut bun, ce am greșit și să ne cerem iertare dacă am greșit. Uneori poate mi se pare că n-am greșit, și cerem iertare și dacă simțim că acest lucru nu este primit cum trebuie, suntem într-o, să spunem, alegere, într-o alegere care este foarte dificilă, mai ales atunci când se apropie bilanțul unui an întreg, pentru că știți bine că aceste zile sunt zile de bilanț. Vroiam astăzi să spun câteva cuvinte și va fi o ediție scurtă, n-am anunțat-o pentru că am vrut să intrăm în ritmul nostru obișnuit de luni la ora 5. N-am anunțat-o pentru că, sinceră să fiu, nu eram sigură că ajung fix la ora 5. Dar uite că atunci când vrem să vorbim despre lucruri frumoase, lucruri de suflet, ne ajută Dumnezeu. Acum, n-aș vrea să credeți că și asta, am auzit foarte multe lucruri, dar poate nu în ediția asta este momentul să vorbim. Eu sunt o persoană extrem de terestră. Sunt un om care și prin formație și prin educație și prin tot ce vreți, sunt un om obișnuit și foarte legat de realitatea fiecarei zile. Sigur că există o componentă sufletească în toți, în fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin pregnantă, pe care o aducem sau mai puțin la vedere sau poate o conștientizăm mai puțin. Așa că toți o avem, toți o aveți, trebuie numai să o găsiți. Da, astăzi spuneam că aș vrea să continuăm și o să avem, am ales cu greu piesele muzicale, de fapt e vorba de o muzică liturgică, dar am ales până la urmă ceva și poate că de-a lungul acestei luni voi mai găsi și alte lucruri pe principiile pe care eu deja le am, bazate pe experiența câștigată în relația cu cei care ne urmăresc. Vroiam să vă spun că în afară de introspecție există un cuvânt legat de luna Elul și nu numai de ea, că va urma. Sliha, slihot, iertare, iertări. Slihoturile au venit cumva după păcatul vițelului de aur, pentru că Moise i-a cerut atunci lui Dumnezeu să explice sistemul său de relaționare cu lumea. Răspunsul lui Dumnezeu, cunoscut sub numele de cele 13 atribute ale milei, formează esența rugăciunilor de slihot. Cele 13 atribute vorbesc despre răbdarea lui Dumnezeu.
Același Dumnezeu care ne-a creat cu o listă curată și foarte multe oportunități între care putem alege, ne oferă o oportunitate în plus dacă cumva am folosit greșit pe cele pe care le-am avut sau dacă am fost pus în fața unei alegeri și poate n-am ales ce a fost mai bine. Începând cu cea de-a doua zi de Rosh Chodesh Elul, adică astăzi, da? Chiar de astăzi, este obiceiul la Ashkenazii. Acum, eu am vorbit de multe ori și pentru că nu știu exact cine ascultă o ediție sau alta, nu știu exact când trebuie să repet câte ceva ca să nu fie redundant sau când să nu repet câte ceva. Cred că prietenii noștri știu că evreii sunt Ashkenazii și sefarzi. Dar despre asta poate și altă dată, în măsura în care eu aștept timpul de la voi și aștept să-mi spuneți așa cum mi-ați spus despre povești și mi-a plăcut ideea și am îmbrățișat-o cu drag și voi face ca aceste momente să fie niște povești frumoase de suflet. Să-mi spuneți și celelalte păreri pe care le mai aveți așa. Spuneam că începând cu Rosh Chodesh Elul, adică chiar a doua zi, chiar astăzi, evreii ashkenazi încep să sufle din șofar în fiecare dimineață după rugăciuni pentru a ne trezi pentru ziua viitoare a judecății. Sunetul de plâns al șofarului inspiră să folosim din plin oportunitatea lunii Elul pentru a ști unde am greșit. Tot începând din Elul, spunem Psalmul 27 la slujbele de dimineață și de seară. Sefardimii o spun în slujbele de dimineață și de după amiază. În acest psalm, regele David exclamă: un lucru pe care îl cer este să locuiesc în casa lui Dumnezeu în toate zilele vieții mele. Ne concentrăm pe forța unificatoare a lui Dumnezeu în viețile noastre și ne străduim să ne creștem conexiunea cu dimensiunea transcendentă infinită. Este ceea ce vă spuneam, că fiecare dintre noi o avem, poate nu o conștientizăm tot timpul, poate nu o știm, nu e destul de dezvoltată, și la mine nu este. Nu voi pretinde că fac niște lucruri de natură transcendentală, eu știu de ce altă natură, fără să le simt sau fără să le înțeleg, pentru că ar însemna să fim puțin snob și cunoaștem și asemenea exemple. Dar să continuăm cu Sliha, cu Slihot, da? Sunt poezii și rugăciuni penitențiale evreiești, în special cele rostite în perioada premergătoare marilor sărbători, cum ar fi cea de Rosh Hashana și în zilele de post. Cele 13 atribute ale milei sunt o temă centrală în aceste rugăciuni. Dacă luna asta ne vom mai întâlni pe această temă, vom veni și vom vorbi și despre ele. Cele 13 atribute rămân o caracteristică a acestei perioade. Să vă spun că multă vreme eu n-am știut, adică nimeni nu s-a gândit să spună unui copil și deși am avut privilegiul să am o educație iudaică în familia mea, totuși despre Slihot nu mi s-a spus. Probabil în ideea că ce greșeli puteau să săvârșească niște copii sau ce lucruri, știu eu, că pentru care ar trebui să-și ceară iertare. Fără ipocrizie, întotdeauna trebuie să încercăm să găsim acele lucruri pentru care trebuie să ne cerem iertare, pentru că și un gând poate să fie de natură să ne tulbure și să ne facă să nu mai fim în acord cu noi și cu Creatorul și cu creația Lui. Acum, eu am avut norocul să ascult de câteva ori aceste, să spunem, această muzică liturgică care este foarte frumoasă, plină de învățături, dar pentru astăzi, pentru că și eu am fost suficient de ocupată pe ziua de astăzi, nu am avut suficient timp să le și traduc. Așa încât am ales două
Și o să fac imediat. Am ales două, să spunem, interpretări și am să încep cu cea mai apropiată de noi, ca arie geografică, să spunem, într-un fel este apropiată, pentru că mi-a plăcut cum sună. Și pe urmă vom trece la un concert de muzică de acest fel, în care o să vedeți cum se îmbină de frumos secțiunea în care rabinii dau niște lecții de viață cu secțiunile de muzică. Ei, haideți să alegem aici, să vedem cu ce începem. O să fie ca de obicei, sigur că dacă eu aș fi aici mai multe, lucrurile ar merge mai, să spunem, mai, cred că acum vedem, mai lejer. Iată, sunt cântece de Slifot, după cum vedeți, ascultați de circol, ia să vedem ce ne-a pus aici, cred că eu mă încurc, cred că se pot asculta în diverse, să spunem, intrări ca să intri acolo. N-am ales întâmplător anul 2014. Este vorba de Cold Cambridge Yom Kippur soundtrack, pentru că este vorba de întreaga perioadă până spre Yom Kippur. Aici avem mai multă muzică, dar eu am să vă las, pentru cei care vorbiți engleză, că știu că sunteți mulți, să ascultați ritmul în care acest prezentator vorbește. This is TLV1. TLV1 Radio. Great mixer. I like Tel Aviv. This is TLV1. This is Tel Aviv is a beautiful city. Great city, great radio. TLV1. This is TLV1. You are listening to Cold Cambridge. That's right, this is Radio TLV1 and you are listening to the sounds of Cold Cambridge, the world's number one in Israeli and Jewish music, here for the next hour, bringing you all the best tunes that you could ever imagine, or even those you couldn't. Here with DJ Antiphasis, as always, loving to bring you this big, big Israeli and Jewish melody fest. And of course, you know, we're coming up to in the period of Yom Kippur, and Yom Kippur, the holy day, perhaps the holiest day in the Jewish calendar, the 10th day of Tishrei, a day of afflicting the soul as Jews do their best to repent the last moments of penance and before they are sealed either for a good or bad upcoming year. At the end, of course, of the 10 days of repentance, beginning with the Jewish New Year in Rosh Hashanah. So we're all on that theme of repentance, and that's what we're going to be hearing about on today's show. Also, I'd like to take this opportunity to once again apologize to any listeners I've offended over the past year. I really hope you can forgive me. I forgive you as well. Not that any of you have offended me. You're fantastic. But, you know, we're all on that requesting forgiveness from our fellow man. Anyway, during this period, of course, say the Slichot, and who better to give us a bit of a Slichot medley, the prayers asking for forgiveness. Deci, spune despre Slichot, spune despre faptul că el nu se simte ofensat și nici nu crede că a ofensat sau supărat pe cineva. Totuși, în această perioadă ne gândim de două ori la acest lucru, pentru că este perioada iertării. Are o limbă, să spunem, lejeră, plăcută, cu un anume tempo, dar prin care spune lucrurile. And the Revivo Project, this is them with their Slichot medley. Adon Adonim Rechatzutah
שוכן מעוני מפשע וגם רשע ברח ופחד מאסוני Gândesc că știți cum e, trebuie să le echilibrăm foarte bine. Mă gândesc că trebuie să vă spun atât de multe legat de acest lucru. În primul rând, mi-ar place să avem traducerea și e vorba de rugăciuni. E vorba de rugăciuni foarte frumoase, rugăciuni pe care le au și, într-un fel sau altul, sunt preluate, pentru că și în religia ortodoxă și greco-catolică, iată că fetele noastre dragi sunt aici și ne-am reunit și vă mulțumesc pentru asta.
Aceste ediții, eu nu fac ediții, să spunem, religioase, pentru că nu sunt o persoană, vă spuneam înainte de acest moment muzical, liturgic, nu sunt, dar înaintea marilor sărbători, așa cum și creștinii obișnuiesc să facă înaintea marilor sărbători, e bine să ne, să ne limpezim sufletul, să ne purificăm sufletul și până la urmă trebuie să recunoaștem că multe dintre noi, mulți dintre noi, am crescut într-un mediu cald, într-un mediu al perceptelor care de fapt țin de educație, de educația noastră, de educația noastră de oameni. Este foarte important și eu cred că tot ceea ce spunem aici este deopotrivă pentru oricine are anume valori, anume valori umane. Da, vă mulțumesc pentru cuvinte, vă mulțumesc pentru că sunteți aici și, și voi sunteți generoase și pentru că a venit vorba despre generozitatea de a oferi, aici nu ne gândim de a oferi ceva material, ci de a oferi parte din, din sufletul nostru. Am să vă pun o întrebare la care m-am gândit și pe care, la care o să-mi răspund și eu și pe care vreau să vă adresez. Ce credeți că este mai greu, să-și ceri iertare sau să primești iertarea cuiva? E? Sper că nu v-am pus în curs. O să punem acum încă ceva. Ați văzut că fac parte din, e din concert, acum am ales să, ceva dintr-un concert de muzică de acest fel și să sperăm că reușesc. Să vedem dacă reușesc să o, să o prind. Da, bineînțeles că nu, pentru că eu de când a intrat la mine acest program pe care cred că l-ați văzut, sunt completamente derutată. Mi este foarte greu așa, încât o să încerc să intru din nou în... în acest concert, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Eu vă spun că aș asculta mai mult din el, dar timpul nu ne permite și pe căldura asta, cred că sunt 35 de grade afară, sigur ne face bine puțină muzică de adevăratele așa, dar să nu abuzez. Ia să vedem acum, o să o punem din nou aici și o să o deschid din nou. Vă spuneam și aseară că la noi sunt tot felul de zgomote ale străzii, ale animăluțelor, așa mai departe. Hai să punem aici așa un stop, pentru că vreau să o vedeți de la început. Și acum cred că putem intra în această nouă piesă, da? Uite acum. Am să o pun de la început, pentru că iarăși este o într-o limbă. Welcome everybody. Elul is a time of year where we try to get focused, a little more devoted, a little more concentration on what we're doing, what our purpose is, where we're going, and certainly the concept of tshuva, repentance. Everybody knows there's a custom that on the first day of Elul for the entire month, shofar is sounded in shul every day after the morning prayers. And that shofar is to remind us of the ultimate act of devotion of one Jew, Abraham Avram Avinu, when he brought his son Yitzhak, Isaac, as an offering. And at the last minute was told not to offer him, he substituted for a ram. And the ram's horn represents that devotion of the Jew Avram Avinu. And therefore, Elul, we try to recapture that devotion. You know, there's a young man on a plane, and everybody was sleeping. It was nighttime. As they headed towards morning, this young man realized it was the first day of Elul, and he took a shofar at the end of his in the prayers, and he sounded the shofar on this quiet, slumbering plane. And everybody woke up with a start, of course. Could you imagine the looks on their faces? Obviously not a good idea. We don't recommend it. But there is a message for us because the verse says,
Uru yeshenim mishenaskvim. Arise, O slumberers. Try to break the routine of the year that we're constantly caught up in and get a little more focus in this month of Elul. So in keeping with that idea, Hidabrut proudly presents Elul messages, which will be given over by some of the most prominent Rabbonim and speakers the world over, along with Slichos that will be accompanied by musical inspiration. We hope that you are inspired, and we hope you enjoy. Eu mă întreb acum dacă ați auzit ceva în afară de zgomotele care se aud, pentru că nu știu ce s-au apucat să repare oamenii aici pe stradă. Și eu am încercat să mă adăpostesc unde e mai liniște. De asta, imediat revin și o să pun. Da, se poate auzi, deci am putut să aud. Vă lăs. Anenu שממתינה ליום שבו תואר אולי היום היא תישאר יותר יפה ותישבר תמיד היא מתגברת כשאני אומר באשר יהיה ובאשר יהיה כי בסוף כל הדרכים יש נצח נצחים וכל מה שנשאר זה רק אמת וחסדים ענני אלוקים ענני בשירים עננה לעיניים הדומעות מחיפושים כי האדם הוא פלא שעל יוצרו מעיד מבקש בכל דרכיו את שליבו יריב ונשמתו רוצה לעוף להתבודד באור כסוף לומר לה שיפתח דלתות מהרגש החסוף אולי היום לא אתחפש אולי היום יקרה לי נס אולי אמצא את האינסוף בצבע מפייס בסוף כל הדרכים יש נצח נצחים וכל מה שנשאר זה רק אמת וחסדים ענני אלוקים ענני בשירים עננה לעיניים הדומעות מחיפושים Yo no 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 no
טוב אשר אהיה כי בסוף כל הדרכים יש נצח נצחים וכל מה שנשאר זה רק אמת וחסדים ענני אלוקים ענני בשירים עננה לעיניים הדומות ריחים פזים ענני אלוקים ענני בשירים עננה לעיניים הדומות מחיפושים ענננה לעיניים הדומות מחיפושים Și eu vă mulțumesc pentru că m-a ascultat, pentru că sunteți împreună cu mine, pentru că dați sens acestui lucru frumos, pentru că trebuie să vă spun că și mie îmi place, așa cum și bănuiesc că și vouă vă place, să fim împreună și să discutăm lucruri interesante. Astăzi a fost, să spunem, ca și aseară, mai mult legat de sărbătoarea mare de anul nou, care urmează să fie în septembrie, în 25 septembrie. Așa că vom mai avea dedicații pentru această sărbătoare și vom mai avea, vreau eu, interpretări și de voci feminine. Eu am ascultat cu alt prilej, dar timpul mi-a fost foarte scurt. Acum nu că vreau, știi, în clipa în care spui ce faci, oamenii, nu toți oamenii, unii oameni înțeleg că tu ai multe de făcut, alți oameni înțeleg că tu vrei să te lauzi că ai multe de făcut, ceea ce nu e deloc adevărat, pentru că și eu aș vrea să am mai puține de făcut. Dar pe o temperatură ca cea de astăzi, care este infernală și așa va fi și luna septembrie, și în contextul în care mai am și alte lucruri pe care le fac, sunt singur aici la butoane, și cu pregătirea și cu butoanele și cu tot, încă o dată nu mă dau mare, nu chiar sunt, vezi, depinde după ce judecăm sau, mă rog, după ce ne gândim. Este greu să le facem pe toate. De ce a fost introducerea asta? Ca să vă pot spune că aștept propuneri. Cred eu că ar fi bine să avem intrări mai scurte și nu neapărat toate lunea. De fapt, asta am avut încă de la sfârșitul sezonului trecut. Să intrăm, eu știu, pentru teme de mai concentrată, să spunem, abordare și să intrăm mai des, să nu facem neapărat din ziua de luni la ora 5. Sigur, este o permanență, dar una este iarna, alta este vara și așa mai departe. Vă propun să ne gândim la asta. Și încă n-am auzit niciun răspuns în legătură cu ce vă este mai greu, să cereți iertare sau să primiți iertare, să primiți cererea de iertare din partea cuiva. Ia să mă uit eu acum, pentru că mi-am deschis toate. Vă mulțumesc, da, vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc mult de tot și aștept întrebarea, hai să mai așteptăm un pic. Bă, că nimeni nu se încumetă, cred că nu vă aștepta să pun această întrebare. Nici eu nu mă așteptam să o pot, dar cred că mă interesează răspunsul. Și cred, am să vă dau răspunsul meu, dar eu știu să nu mă influențeze. V-aș arăta acum ce văd eu, oare să vă arăt sau să nu vă arăt, pentru că iată ce vă arăt eu că văd acum pisica care încearcă să pătrundă aici la mine. Ia uite, își caută o cale. Dar eu fiind prudentă, am închis fereastra jumătate. Bun, să ne luăm la revedere pentru astăzi, să vă urez o săptămână frumoasă, bună, cu spor, cu tot ce vă doriți, cu lucruri bune, să medităm și să ne gândim la ce este mai greu, să-mi cer iertare sau să primesc cererea de iertare a cuiva care mi-a greșit și atunci aștept răspunsurile săptămâna viitoare când sper să am o temă dintr-un registru care, pe care îl cunoașteți deja,
cu o persoană foarte, foarte interesantă, dar pentru că încă nu am aceste confirmări, n-am să vă spun și chiar dacă le aveam, tot nu vă spuneam. Mulțumesc mult de tot și apreciez că ați fost împreună cu mine în această după-amiază. Sper că n-a fost prea lung, sper că a fost frumos și interesant. Și nimeni nu spune că frumos trebuie să fie ceva vesel, poate să fie și ceva cu muzică care să ne dea puțin de gândit și să ne întoarcă spre sufletele noastre. Vă mulțumesc! Pe curând!